Bună ziua oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru perioada 16-30 iunie 2022 Etalare pentru Zodia Gemeni, ascendentul Lună în Zodia Gemeni Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520 iar dacă vă doriți și vă face plăcere să -mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc în suflet. Am ales ca de data aceasta, să las cărțile să cadă. Să vedem în perioada aceasta care este energia, ce gândește, ce simte persoana iubită, cum sunteți cei aflați în relații, în relații de trio sau pentru cei singuri, care sunt surprizele, provocările, dar și sfatul perioadei. Bun, și haideți să începem cu. Energia -ă, perioade. îmi cer scuze, unde avem un cavaler de spade foarte multă agitație, aici niște discuții banale po se pot transforma într o adevărată ceartă. Foarte multă impulsivitate, dar și rapiditate. Vreți să spuneți ce simțiți, ce gândiți, ce trăiți sau să reproșați. Sau poate persoana iubită are această energie de a veni și de a trânti, așa și de a vă spune anumite lucruri care nu sunt tocmai plăcute. Aici apare agitație în relațiile sentimentale din cauza nerăbdării sau a unor lucruri adunate. Odată cu această discuție mai aprinsă sau cu aceste situații care se vor desfășura foarte rapid, puteți căuta sau găsi o cale nouă prin care să rezolvați conflictul. Unii dintre voi vă veți despărți și veți cunoaște persoane noi, pe când alții dintre voi veți îmbunătăți relația, veți face un progres, veți fi ascultați în ceea ce aveți de spus. Asta cu siguranță, dacă apar mesaje, apare comunicarea și înțelegerea în același timp. Ce va gândi persoana iubită? Aici avem un doi de spade care aduce multă nesiguranță. Persoana iubită se simte ca între ciocan și nicovală. E o persoană nesigură, e o persoană neîncrezătoare și are tendința de a se retrage, de a nu spune ce gândește, de a nu spune ce simte analizează foarte mult, are multe întrebări să vi le adreseze. Dar parcă așteaptă momentul potrivit. E o persoană puțin arogantă, este o persoană puțin încăpățânată și care nu dă niciun semn. Deci nu vă lasă să vedeți absolut nimic din ce simte, ce gândește. Pare a fi așa o persoană retrasă, o persoană introvertită, o persoană care nu își arată gândurile și trăirile. Dar apare dragostea aici. Eu... E o dragoste frumoasă care aduce stabilitate. Deci persoana uh, iubită momentan este nehotărâtă, nu știe exact ce își dorește și nici nu poate să vă transmită ceva concret în perioada următoare. Ce va simți? Tentație, uh, toxicitate, um, se va simți înlănțuită persoana aceasta, dar se poate rupe ce simte? Dorință din punct de vedere intim, dar aceasta se poate schimba, pentru că da, într-adevăr apare atracția, poate e dorința aceasta mai aprinsă din punct de vedere intim. Nu simte neapărat dragoste, să știți, pentru că din cauza ceea ce trăiește, e persoană prinsă în trecut, o persoană care nu lasă nimic de înțeles din păcate. Ca o, e o persoană și geloasă și posesivă oarecum. Se, are multe trăiri. Se înfurie foarte repede această persoană, îl pune accent și pe bani, pe dorințe din punct de vedere intim, dar să știți că în perioada următoare chiar nu vă puteți da seama ce simte cu adevărat. Are niște trăiri interioare, niște furii interioare. Poate partea aceasta intimă, da? dacă îi să aveți ocazia, îl poate sau o poate face să se deschidă mai mult și să vă spună ce trăiește și ce gândește. Dar, momentan, nu vorbim de o relație de dragoste aici. Da? Vorbim doar de pasiune și de mult mister. Pentru cei aflați în relații, avem un șase de spade nu știți ce vă rezervă viitorul, dar vă faceți planuri, orice ar fi. Văd o realizare, un succes pe planul amoros, dorința de a întemeia o familie, de a uni familia, de a fi împreună pentru totdeauna, de a găsi soluții împreună. E o perioadă bună. E o perioadă în care retrăiți anumite momente sau retrăiți anumite sentimente, dar și dorința de a avea un copil. Ori puneți accent mult pe copii voi în perioada următoare, poate mergeți într-o vacanță sau uh, vă doriți foarte mult să vă întemeiați o familie. Pentru persoanele aflate într-un trio amoros avem soarele. Soarele care aduce o realizare și un succes foarte mare. Sunteți fericiți chiar dacă sunteți într-o relație de trio. E vorba și de o împăcare, poate unii dintre voi ați fost într-o relație de trio, dar s-a destrămat pentru că persoana iubită a ales să se întoarcă acasă sau a ales să pună punct pentru că voi nu v-ați hotărât să vă despărțiți pentru a fi cu el sau cu ea, dar aici apare o împăcare doar că apar și apare și foarte mult stres. Adică nu ajungeți la un numitor comun oarecum cu persoana iubită. În ce sens? În cazul doamnelor, încă vă preocupă foarte mult trecutul, sunteți stresate, sunteți furioase, chiar dacă sunteți și fericite în același timp, pentru că ați vrea o schimbare. În cazul doamnelor aveți de a face cu atitudinea persoanei iubite care se revoltă cu toate acestea apare și norocul. Deci puteți rezolva și situațiile acestea complicate care vă cam dau bătăi de cap, apare așa ca un noroc sau în sfârșit rezolvați sau reparați acele situații care s-au deteriorat, poate niște vorbe spuse la nervi, poate niște gesturi, reacții care nu au fost la locul lor și au deranjat sau adunat sau le-ați pus la suflet, acestea le puteți rezolva. Pentru cei singuri avem mare Preoteasă. Uh, și nouăle de cupe. Uh, fiți voi atenți ca nu cumva să vă îndrăgostiți de o persoană pe care nu puteți să o aveți, sau o persoană care este căsătorită, sau o persoană foarte greu de cucerit. Pe la locul de muncă parcă se ivește așa o ocazie de a fi cu cineva, dar... Se nasc niște sentimente pentru o persoană care, pe care nu prea reușiți să o cuceriți. Aici stați foarte mult pe gânduri, e o persoană care dă înapoi. Poate vă dă niște semnale și de aici um, trageți concluzia că și această persoană vă place pentru că e o dorință împlinită, dar pe de altă parte, persoana este foarte șireată. Uh, trebuie să fiți foarte atenți la gesturile acestei persoane, la vorbe, fapte. <coughs> Și așa mai departe, ca nu cumva să ajungeți să suferiți, pentru că văd că vă consumă foarte mult gândul acesta. Ce vrea, ce își dorește, mă vrea, nu mă vrea, vrea o relație, se joacă cu mintea mea, mi se pare mie. Sunt multe gânduri care vă, vă obosesc, vă extenuează și vă pot îmbolnăvi. Surpriza vine cu Regina de Cupe, care aduce mult uh, uh, dorință, sensibilitate, și avem și împărăteasa care aduce abundență. Da, poate unii dintre voi veți trăi clipe unice în perioada aceasta și relațiile de trio care văd că sunt cu succes, vă îndrăgostiți. Vă reîndrăgostiți, vi se declară dragostea, e o iubire foarte puternică, multe întâlniri, ia uitați din nou, dragoste peste tot, veți trăi intens o poveste de dragoste, dar atenție, că sunt persoane viclene, sunt persoane dușmănoase în jurul vostru care nu se bucură pentru ceea ce obțineți. Dar nu vă pasă pentru că e prea multă dragoste în jurul vostru să puneți la suflet răutățile celorlalți. Provocările vin cu regele de spade, persoană dură, rece, influentă, persoană tranșantă care sau pe care o veți muia, pentru că aici avem din nou soarele care duce o realizare, poate fi vorba de o aventură. Atenție, dacă nu vă doriți acest lucru, văd că aveți de-a face și cu un leu. E o situație constantă, deci nu e că nu ați avut de-a face cu persoana aceasta până acum. Sunt situații când mai plăcute, când mai tensionate. Aici, însă, cred că. Veți fi provocați de aceeași persoană care v-a provocat și până acum. Când v-a dat una caldă, când v-a dat una rece, când nu mai putea de dragoste pentru voi, când a apărut dorința de a se uita în altă parte. E o situație constantă. Sunt provocările pe care le știți deja. Sfatul perioadei vine cu doiul de băte. Lăsați un pic trecutul în urmă. Încercați să vă detașați de persoanele care nu vă mai acordă niciun pic de atenție. Aici unii, aici unii dintre voi sunteți nehotărâți. Vă doriți o dragoste ca în povești. O puteți avea atâta timp cât vă rupeți de trecut pentru că sunteți prinși într-o poveste sau dorința de a fi cu o persoană care v-a întors spatele, o persoană care nu mai revine, e plecată peste mărși țări. E o persoană care s-a înstrăinat de voi o călătorie. Poate faceți o călătorie în perioada aceasta și aici vă întâlneți marea dragoste, pentru că aici vorbim de povești de dragoste pe viață cu zecele de cupe. Doar că încercați să fiți un pic mai hotărâți, mai încrezători, pentru că dragostea voastră poate veni de la un drum foarte, de la un drum pe care îl faceți sau poate această persoană vine spre voi doar că lăsați trecutul în spate da? și încercați să trăiți prezentul. Și mai apoi veți vedea voi ce veți face în viitor. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!